Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bun găsit la o nouă ediție a Tabletei de Sănătate. Astăzi vom vorbi cu doamna Cristina Cojocaru, psiholog, despre prețul fericirii. Și aș vrea să ne spuneți dacă e adevărat că banii nu aduc fericirea sau, dimpotrivă, banii aduc fericirea. Noi avem o grămadă de proverbe, să zic așa, legate de bani. Aș vrea să ne spuneți din punctul dumneavoastră de vedere și nu doar al dumneavoastră, al studiilor care au fost făcute, dacă banii aduc fericirea. Cu siguranță există o asociere între venit și starea de satisfacție față de noi înșine. Aș vrea să ne explicați puțin cum am putea să fim mai fericiți cu bani mai puțini sau... Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Da, este un subiect foarte controversat și putem să discutăm foarte mult pe tema aceasta. Acum, exact din punct de vedere al culturii noastre, da, poate putem să ne gândim puțin și din această perspectivă. Este clar că noi, mai ales românii, putem să ne gândim la o mulțime de idei conform cărora, de exemplu, sărăcia sau a avea puțin bani, a ne dori puțin și a ne mulțumi, cu atât este o virtute cumva și se regăsește în nuvele, da, în această tematică. Este clar că nu este așa, adică nu este un lucru rău până la urmă să ne dorim să avem mai mulți bani sau să avem un nivel de trai decent. Din perspectiva studiilor în domeniul psihologiei, această corelație, asociere dintre bunăstare și partea financiară, până la urmă știm că lucrurile sunt destul de nuanțate de asemenea, în sensul că, într-adevăr, un deficit financiar corelează cumva cu emoții negative, adică această parte de depresie, partea de anxietate, mai ales pentru că este firesc până la urmă, în momentul în care nu știm cum vom face față următoarelor zile, ne îngrijorăm și atunci este clar că nu avem o stare foarte bună. Cu toate acestea, această relație cumva direct proporțională merge până într-un punct, dincolo de care a avea o sumă în plus nu ne aduce neapărat o creștere substanțială și în starea de bine. Sau chiar dacă ne aduce, ne aduce o creștere pe moment, cumva. Și aici eu l-aș aminti pe unul dintre psihologii importanți, cumva, un nume în domeniul psihologiei, care și-a început, de fapt, studiile în domeniul depresiei. Și el a discutat cumva despre acest concept de neajutorare învățată, mai exact spunând că oamenii atunci când încearcă și nu primesc imediat recompense sau cumva din contră eșuează, renunță să mai încerce și cumva din acest motiv s-ar dezvolta depresia pentru că începem să ne retragem din activități. Dacă imediat după ce nu primim această recompensă, dacă imediat după aceea nu primim recompensa. Cu toate acestea, el a ajuns să studieze și partea de stare de bine, tocmai începând de la aceste studii, pentru că a început să se întrebe ulterior, în regulă, dar ce înseamnă de fapt partea cealaltă, ce întreține o viață împlinită până la urmă. Și atunci el a discutat despre trei elemente principale și anume a amintit despre acea viață plăcută sau aici avem un principiu al hedonismului în centru. Adică a ne dori plăcerea, a căuta plăcerea, micile lucruri care ne aduc bucurie în fiecare zi, mai mult pe partea aceasta de confort, da, în orice mod am putea să căutăm strict partea aceasta. Apoi a discutat despre o viață bună și aici a inclus foarte mult partea de împlinire sau bucurie care vine din muncă, din dezvoltarea acestui sentiment al competenței, cumva, și de asemenea despre partea de relații interpersonale, cu alte cuvinte, activitățile sociale ne aduc bucurie. Și am mai discutat și despre un al treilea tip de viață, cumva,
o viață cu sens, care înseamnă să avem anumite valori, anumite lucruri care ne ghidează, care sunt cumva mai importante decât bunăstarea de moment, decât sinele nostru, cum, adică, nu știu, comunitatea sau o misiune pe care noi o percepem mai importantă. Și atunci el a spus că pentru a avea o viață împlinită este cumva nevoie de câte puțin din toate, într-un fel. Adică ar fi nevoie și să avem partea de viață plăcută și partea de viață bună și această viață cu sens. Și atunci, dacă transpunem această teorie în legătură cu întrebarea adresată, este clar cumva că este necesar să avem un anumit nivel decent de trai, dar nu este cumva suficient ca să putem spune că ne face să fim împliniți, cel puțin pe majoritatea dintre noi. Aș vrea să vorbim puțin despre cei tineri și vreau să-mi spuneți dumneavoastră dacă e adevărat că s-a schimbat puțin percepția față de acum 10-20 de ani și cei tineri sunt mult mai, nu neapărat concentrați să facă bani, cât faptul că avem tot timpul la îndemână un telefon și vedem că multă lume își postează restaurantul, vacanțele, hainele, mașinile. Dacă acest lucru îi face pe cei mai tineri să fie frustrați de multe ori. Da, cu siguranță aceste aspecte și mai ales partea de social media, da, rețelele acestea de socializare, postările, faptul că într-un fel sau altul ne prind foarte repede pe toți, pentru că este o ca un fel de iluzie dacă ne aduc o stare de bine sau de relaxare. Este clar că pe tinerii afectează cel mai mult într-un fel acest lucru. Și da, apare această intoleranță la frustrare mai frecvent la cei mai tineri, adică la nativii digitali, cum spuneați. Tocmai pentru că sunt obișnuiți cu partea aceasta de recompense imediate, adică în momentul în care intră sau accesăm o rețea de socializare, e clar că ne oferă un fel de boost de sentimentul acela de recompensă până la urmă. Ori în viața reală, în majoritatea situațiilor, avem nevoie de anduranță cumva, de robustețe, de mai multă toleranță la frustrare în problemele cotidiene, atunci când ne confruntăm până la urmă cu, nu știu, o traiectorie de dezvoltare profesională, de exemplu, sau și personală, în relațiile interpersonale. Avem nevoie cumva să ne dezvoltăm această toleranță la frustrare. Nu pot să nu vă întreb dacă cu siguranță știți și dumneavoastră de persoane care își fac de fapt viața mai grea pozând sau dorind să epateze. Sunt tineri care își fac un împrumut să-și cumpere ultimul model de, să nu-i spunem numere, de telefon. Uh-huh. De ce fac chestia asta? Pentru că bănuiesc că și ei știu că dacă eu nu-mi permit, dacă nu-mi permit să-mi cumpăr un telefon de 1500 de euro, dacă salariul meu nu este de așa natură, o să-mi fie greu. Pe cine vor să impresioneze? Pe ceilalți? E mai important să îi impresionezi pe ceilalți decât să fii tu bine? Acum este clar că și aici depinde foarte mult de diferențele interindividuale. Sigur că poate fi o presiune care vine din partea aceasta socială, un fel de competiție legată de, nu știu, ultimul model de telefon, de exemplu, cum spuneți, să aibă anumite funcții, să cumva o nevoie și de aprobare în mediul social, mai ales atunci când vorbim despre adolescenți sau perioada oricum de adult tânăr, când grupul de prieteni este foarte important și atunci cumva
dacă ne gândim la funcția acestui comportament, ar putea fi și în această direcție până la urmă. Adică îmi doresc să am un telefon ultimul răgnet ca să fiu cumva acceptată și aprobată, validată într-un grup în care, sigur, fiind în acel moment de dezvoltare, valorile sunt în acea direcție, mai superficială, mai puțin, nu știu, apropo de sens și de scopuri pe termen mai lung. Da, și atunci cred că și acestea ar putea fi motivele reale, cumva, dacă analizăm așa funcția comportamentului respectiv pentru care se întâmplă aceste lucruri, mai ales la tine. De asemenea, am văzut și părinți care fac sacrificii pentru copii să le cumpere, nu știu, niște încălțări foarte scumpe. Și de multe ori copiii sunt nemulțumiți de faptul că părinții nu câștigă suficient cât câștigă părintele colegului. Am văzut chiar și un influencer care spunea că a fost nemulțumit atunci când mama lui a venit la absolvirea lui și nu avea cel mai nou telefon. Da, aici știm, dacă mergem în direcția parentingului în psihologie, știm că de-a lungul timpului au fost multe teorii și abordări și, într-adevăr, în ultima perioadă, accentul a căzut pe aceste abordări de parenting pozitiv, cumva disciplinare pozitivă, ceea ce, sigur, este un concept extrem de important, dacă este bine înțeles cumva. În sensul că de multe ori poate părinții doresc să le ofere totul copiilor și ca să nu-i supere sau ca să nu le producă cumva un stres. Da? Sigur că aceste reacții au venit foarte mult ca un răspuns la alte abordări mult mai dure de parenting sau, știu eu, folosirea inclusiv a pedepselor fizice, care sigur că nu este un lucru de încurajat. Însă limitele sunt importante cu toate acestea, adică tinerii, copiii pe parcursul dezvoltării au nevoie de limite, mai ales când sunt mici, au nevoie de o structură și ulterior sigur că aceste limite cumva vor fi tot mai flexibile într-un fel pe măsură ce ei devin adulți treptat. Dar este important totuși să ne gândim că din familie se insuflă cel mai mult aceste valori, într-un fel, apropo de partea aceasta financiară. Aș vrea să vorbiți puțin despre importanța unei educații financiare și de când ar trebui introduse în școli, în grădinițe. Știu că sunt unele grădinițe care fac, unele școli, sunt și cărți care îi ajută pe cei mici. Da, cred că este o abilitate foarte importantă, cred că ar fi foarte important să fie educată încă de timpuriu, până la urmă chiar din, nu știu, clasele primare sau pe parcursul dezvoltării în general, așa treptat, bineînțeles. Dar până la urmă vorbim despre o abilitate pentru viață, așa cum ar fi și abilitatea aceasta de a ne gestiona emoțiile, de a dezvolta acele strategii de coping sau de a face față momentelor mai dificile, sănătoase. Așadar, da, cred că ar fi important să fie început această educație într-un mod inclusiv, nu știu, instituționalizat așa sau nu, în familie, cât mai de timpuriu. Banii nu aduc fericirea dacă sunt cheltuit corect. Cum putem să știm noi că îi cheltuim corect ca să ajungem la o viață cu sens? Că probabil dacă avem o sumă de bani, nu putem să spunem dacă ne cumpărăm o mașină foarte scumpă, nu e cheltuit corect, că e corect. Nu e ilegal, ne dă un sentiment de împlinire, de satisfacție. Uh-huh. Păi, da, până la urmă, dacă ne întoarcem puțin la abordarea lui Seligman, da, cred că e vorba despre acest echilibru între plăcere, cumva, și acel sens de care discutam mult mai, profund, să spunem.
Da, e clar că avem nevoie, probabil, avem anumite nevoi și este important să fim conștienți ce fel de nevoi avem, da? Pentru că până la urmă un autovehicul ar putea fi o nevoie, la fel și alte obiecte pe care le achiziționăm. Dar este important și să poate să cheltuim în direcția experiențelor cumva care ne duc spre o viață cu sens. Mai exact, nu știu, lucruri care ne permit să fim împreună cu cei dragi, să facem anumite activități cu persoanele dragi sau prietenii, astfel încât să ne simțim bine cumva și să consolidăm acele relații până la urmă. Așadar, putem să ne gândim și la această parte de a cheltui pentru a ne crea experiențe până la urmă și a merge prin acele experiențe în direcția valorilor importante. Vreau să îmi spuneți dacă femeile sau bărbații sunt afectați de partea materială mai mult sau de lipsa banilor. Aici cred că, din nou, lucrurile depind foarte mult de fiecare persoană în parte. Cred că putem fi afectați în mod diferit, da, în funcție de lucrurile care cumva sunt importante pentru fiecare. Efectele, mă gândesc, ar putea fi asemănătoare în cazul genurilor. Acum mă gândesc că nu mai vorbim despre o dependență financiară, pentru că dacă ne gândim așa de-a lungul timpului, clar că atât femeile cât și bărbații astăzi de obicei au un job, cumva își câștigă existența și atunci nu cred că mai putem să vorbim așa pe scală largă de acea, nu știu, dependență sau probleme legate de acest tip de. Deci mă gândesc acum, pe de altă parte, sigur că presiunea, și aici ne putem gândi la cât de frecvent sunt diagnosticate problemele emoționale la bărbați versus femei. Din ceea ce știm, sunt mult mai frecvente la femei, într-adevăr, și pentru că ele sunt mai încurajate să-și exprime emoțiile, să-și recunoască vulnerabilitatea. Ori sigur că dacă ne gândim totuși la rata de sinucidere, de exemplu, deși și aici cifrele devin tot mai mult egale, totuși la genul masculin este mai frecvent acest comportament. Și atunci este clar că presiunea e foarte mare. De multe ori emoțiile nu sunt exprimate și probabil un stres financiar foarte mare ar putea să fie o presiune, în special pentru genul masculin, dacă ne gândim așa la rolurile sociale pe care le-am putea avea sau așteptările pe care ceilalți cumva le au de la, nu știu, femei versus bărbați. Am văzut de multe ori persoane care au câștigat la loto și într-un an, doi, au pierdut. Și aș vrea să-mi spuneți, am auzit termenul de mentalitate a săracului și mentalitate a bogatului. Sunt, să nu zic manuale, dar sunt cărți care se vând și vedem pe internet oameni care își vând cursuri cu cum să devii bogat, cum să te îmbogățești. Și aș vrea să-mi spuneți dacă au efect, dacă sunt bune sau doar ne creează iluzia că citind o carte am putea să devenim bogați, pentru că mie mi se pare cumva logic, dacă eu citesc cartea, automat ar trebui să devin bogat, dar nu e chiar așa. Ar trebui să urmez pașii descriși în acea carte, deși asta nu e neapărat un drum sigur. Uh-huh. Da, așa este. În acest domeniu cred că abundă partea aceasta de literatură cu 10 pași simpli care promite foarte mult cumva și de multe ori persoana care se ancorează în acea rețetă cumva chiar încercând să urmeze probabil recomandările respective va fi mai dezamăgită la final de fapt pentru că de foarte multe ori sigur că nu putem vorbi de un set de pași
concret sau o rețetă pentru a obține, nu știu, fie foarte mulți bani, fie o bunăstare emoțională până la urmă, pentru că e foarte nuanțat și până la urmă nu se întâmplă la fel în cazul tuturor. Problema cu aceste cărți este că ele vând mai mult niște idei, niște cuvinte frumoase cumva, dar de foarte puține ori realmente oferă niște indicații comportamentale, de exemplu, concrete, specifice, ce ar putea face acea persoană, adică acest mindset cumva, adică nu este suficient cumva, evident, pentru a ne îmbogăți într-un fel. Adică acțiunea este cea care face diferența într-un fel, chiar dacă, nu știu, ne trezim dimineața și ne uităm în oglindă și ne spunem niște afirmații pozitive, evident, nu este suficient. Și atunci este necesar să fim foarte atenți la aceste lecturi, să căutăm surse sigure, să ne uităm la persoana care până la urmă livrează informația respectivă, teoria care o susține pe cât posibil, pentru că de multe ori sunt miraje cumva prin care nu reușim neapărat să ajungem unde ne dorim. Vorbeați de miraje și aș vrea să, nu pot să nu ating pentru că are legătură cu banii, jocurile de noroc. Uh-huh. Pariurile. Da, aici vorbim despre un tip de adicție. Dacă vorbim despre un comportament adictiv, adică repetitiv și uneori chiar în pofida încercărilor persoanei de a renunța la acel comportament se repetă, ca și în cazul altor adicții, este destul de complicat pentru că până la urmă vorbim de o problemă comportamentală care implică, da, și anumite tulburări chiar la nivelul, de exemplu, al circuitului dopaminergic și așa mai departe, în acel circuit al recompensei cumva. Și atunci de multe ori ceea ce întreține aceste probleme este de fapt anticiparea faptului că câștigului, de exemplu, sau a efectului pozitiv, deși nu se întâmplă de foarte multe ori, din contră ar putea să sufere pierderi foarte mari financiare aceste persoane, dar dorința este cumva mai mare decât de fapt efectul real al comportamentului. Există un anumit tip de personalitate care devine mai ușor dependentă de aceste lucruri? Sau fiecare dintre noi, dacă ajungem într-o sală de joc și jucăm, nu știu, o sumă, putem să devenim dependenți? Pentru că eu știu persoane care s-au dus odată și au jucat și au zis că nu e pentru mine. Nu știu persoane care și-au pierdut casa, dar am auzit că sunt persoane care au făcut lucruri extreme într-o noapte și au pierdut sume importante pe care n-aveau cum să le mai... Și viața lor s-a schimbat radical după o rundă de jocuri. Da, este clar că mediul contează foarte mult cumva. Adică la un moment dat existau și anumite studii care arătau într-adevăr că accesibilitatea foarte facilă la anumite, de exemplu, săli de joc de noroc sau anumite alimente nesănătoase, dacă sunt mai accesibile, e clar că suntem mai predispuși, mai vulnerabili cumva să facem acel comportament, să ne implicăm. Cu toate acestea, într-adevăr, există și o parte de diferențe interindividuale, care sigur că se pot lega de personalitatea noastră, de temperamentul nostru. Unele dintre aceste aspecte sunt inclusiv cu o mare încărcătură biologică, genetică, deci partea aceasta de temperament, într-adevăr, prea puțin o putem influența, dar putem să fim conștienți de aceste aspecte. De exemplu, ca și trăsătură, impulsivitatea ar putea să fie relevantă în aceste probleme. Această impulsivitate, adică dificultatea unei persoane de a rezista unei tentații versus abilitatea aceasta de a amâna recompensa. Cu alte cuvinte, de a fi mult mai calculați, de a fi mult mai răbdători cumva pentru o recompensă care întârzie în timp.
De exemplu, da, știm că un exemplu este să urmăm o școală mult timp. Până la urmă este o amânare a recompensei, adică efectele nu se văd imediat. Da, și atunci putem să diferim în această privință. Există și anumite studii care merg pe partea aceasta de variațiuni genetice cumva și dacă mergem așa foarte, foarte în detaliu, clar că există și alte lucruri care ne pot influența, cum ar fi, de exemplu, acel sistem al recompensei, cum funcționăm fiecare dintre noi din acel punct de vedere, de exemplu. Și atunci, sigur că există mici nuanțe, dar până la urmă, cred că fiecare este bine să fim conștienți de dacă avem anumite vulnerabilități și până la urmă ce ne-ar ajuta să depășim un impuls de moment, un asemenea impuls de moment, pentru că până la urmă amânarea este una dintre cele mai bune strategii dacă ne știm mai impulsiv puțin. Vorbeați de amânare și nu pot să nu vă întreb dacă generația tânără a noastră, a celor care avem acces la aparatele digitale, este mai dependentă decât generațiile din sau predispuse la a avea o dependență, fie ea de, dacă vorbim de pornografie, de pariuri, de droguri, față de cea a bunicilor noștri, a străbunicilor noștri. Tocmai ideea că avem un telefon și putem să ne pariem, deci la un click distanță putem să ne pariem casa, mașina. Da, da, cu siguranță că... Bănuiesc că personalitățile nu s-au schimbat de-a lungul unei 50 de ani. Dar acum 50 de ani nu erau atât de mult dependenți de... Așa este. Până la urmă aici vorbim de influența mediului, care cu siguranță este una semnificativă. Adică până la urmă faptul că suntem atât de stimulați într-un fel de toate aceste conținuturi digitale, e clar că ne predispune cumva să fim cumva dependenți sau să căutăm tot mai mult acea stimulare și să nu ne mai mulțumim cu stimularea aceea mai scăzută. Da? Dacă ne gândim la tineri sau spuneați de paralela cu bunicii noștri, clar că lectura unei cărți este diferită în prezent, adică până la urmă tot procesul vine cu mai mult efort cognitiv, vine cu mai mult răgaz de a vedea ce se întâmplă versus, nu știu, a privi un serial, de exemplu, sau a urmări acele conținuturi digitale care cu siguranță că se derulează mult mai rapid. Din nou, ne putem referi la acea recompensă rapidă, imediată, cumva. Așadar, da, cred că suntem mai predispuși, mai vulnerabili la aceste aspecte. Da. Cum putem folosi banii ca să ne facă mai fericiți decât suntem? Adică să cumpărăm experiențe, spuneam, nu lucruri. Da, da. Păi, dacă ne gândim la importanța relațiilor interpersonale, de exemplu, semnificative în viața fiecăruia dintre noi, mai exact a calității relațiilor noastre, nu a cantităților neapărat, este clar că este o direcție. Da? Până la urmă putem să folosim banii pentru a ne crea anumite momente plăcute în familie, cu prietenii, pentru că până la urmă aceste excursii sau, nu știu, călătorii, faptul că ne ieșim într-o seară și socializăm, până la urmă sunt lucruri prin care putem să atingem și partea cealaltă într-un fel de viață bună, de viață în care cumva trecem dincolo de partea aceasta materială, cumva ne bazăm pe proces, pe acea conexiune care se creează. Acum, sigur, de asemenea putem să ne adaptăm, adică nu este necesar să cheltuim o sumă foarte mare, de exemplu, pentru a crea aceste experiențe. Apropo de ceea ce spuneați cu educația financiară și faptul că, de fapt,
este poate mult mai important cum gestionăm banii decât exact ce sumă de bani avem, pentru că putem cheltui foarte mulți bani dintr-un click până la urmă. Și așa că putem să ne adaptăm. Nu știu, poate nu e necesar o ieșire într-un club în care să cheltuim foarte mult, este suficientă, nu știu, o plimbare cu prietenii respectivi, o socializare în alt fel, de exemplu. Am văzut de multe ori așteptările tinerilor nu sunt cele reale. Mă refer acum atunci când își caută un loc de muncă și spuneați că atunci când din cauza internetului sau a stimulilor digitali caută fericirea imediată și atunci așteptările lor nu sunt realiste, pentru că știu tineri care s-au dus la interviuri și nu s-au mulțumit cu salarul oferit de angajator, pentru că li se părea că ar merita mult mai mult, deși experiența și educația lor nu ar fi fost suficiente. Și atunci renunță foarte ușor și vor să ajungă sus, să devină șefi fără a avea experiențele nivelului de jos. Mm-hmm. Da, aici dacă ne gândim cum luăm decizii noi oameni în general, e clar că ne folosim așa de două sisteme principale. Unul dintre ele este unul foarte automat, emoțional, acesta care caută până la urmă recompensa imediată. Și celălalt este unul mult mai rațional, mult mai calculat, în care până la urmă analizăm fiecare soluție disponibilă pe termen scurt, pe termen lung, și atunci așa este, într-adevăr, apare acest fenomen. Până la urmă, cred că tinerii pot să fie încurajați să-și activeze acel sistem mai rațional până la urmă în luarea acestor decizii, adică să fie încurajat să evalueze pe cum propriu până la urmă avantajele pe termen scurt și pe termen lung ale unei decizii până la urmă, și mai ales pe termen lung, adică chiar dacă încep de undeva, de la un salariu mult mai mic, poate că de fapt lucrez într-un domeniu în care mi-aș dori să mă dezvolt și atunci cumva iau decizia să continui și beneficiile vor fi mai mari ulterior. Dacă compararea cu ceilalți e una tot așa distructivă, ne autosabotăm de fiecare dată când ne uităm la vecinul, la fostul coleg, și aș vrea să-mi spuneți dacă iarba e mai verde de partea cealaltă. Am văzut pe internet acum câteva zile că iarba nu e mai verde pe partea cealaltă, e mai verde la tine dacă o uzi. Da, păi aici putem să ne ancorăm și în ideile care au fost răspândite inclusiv în filozofie. Mulți dintre gânditori spuneau că de fapt comparația este sursa suferinței. Și așa este dacă ne gândim. Într-adevăr, când ne comparăm, și de foarte multe ori ne comparăm într-o manieră care ne defavorizează, mai ales dacă starea noastră dintr-un anumit moment este una mai negativă, este clar că nu ne ajută, nu ne face bine. Cumva e important să ne gândim că, de exemplu, dacă ne comparăm utilizând acele rețele de socializare, unde într-adevăr, nu știu, oamenii postează fotografii în general din momentele în care se simt bine, din momentele în care sunt fericiți și le vedem și ne gândim automat ce ghinion avem dacă contextul vieții noastre din acel moment nu este chiar așa. Faptul că de fapt vedem o părticică din viața acelei persoane, până la urmă nu avem acces și nu putem ști toate trăirile, fiecare zi și așa mai departe, adică cumva de a încuraja acest stil flexibil de a privi lucrurile, pentru că e clar că lucrurile pot fi într-un anumit fel dintr-o perspectivă proprie și diferite pentru o altă persoană, și atunci comparația aceasta nu ne ajută foarte mult.
sau o regulă pe care uneori este bine să o avem, poate ar fi să, dacă tot utilizăm comparația, să ne raportăm la un fel de dublu standard, adică să ne raportăm, dacă tot ne raportăm la persoanele care ni se pare că la un moment dat o duc mai bine decât noi, să ne gândim totuși că există și mai rău într-un fel, adică există și partea cealaltă care ne favorizează pe noi întotdeauna. Cred că e foarte greu să faci chestiunea asta, să te gândești că sunt și alții care au mai puțin, mult mai repede îi vezi pe cei care au mai mult. Da, cu siguranță este un, până la urmă, unul dintre acele sau una dintre acele bias-uri pe care mintea noastră le creează, tocmai din dorința de a poate de a ne proteja pe noi, poate de a ne motiva pe noi într-un fel sau de a găsi unele soluții la problemele pe care le avem, dar de multe ori sfârșim prin a rumina și a ne crea anumite experiențe negative și atunci de aceea dacă ne impunem asemenea limite, cumva ne-ar ajuta. Spuneați la începutul emisiunii că în folclorul nostru era o virtute să fii sărac. Aș vrea să-mi spuneți dacă acum, dimpotrivă, este un defect, o stigmatizare a persoanelor care sunt sărace și dacă oamenii vin la psiholog sau și vă spun care e problema, mă rog, dacă îi întrebați de ce ați venit, că bănuiesc că îi întrebați care e nevoia de a discuta cu un psiholog și vă spun cu totul altceva decât să vă... Vine cineva și spune am venit pentru că sunt depresiv, dar nu sunt depresiv, sunt sărac. Și de acolo îmi vine depresia. Aici cred că, din nou, vorbim de multe diferențe interindividuale. Probabil în anumite medii poate exista o stigmatizare a persoanelor care sunt mai defavorizate financiar. Vedem în școli că se întâmplă lucrul acesta, că se râde de copii. Din experiența mea personală pot să vă zic că copiii râd de ceilalți că au haine fake, papuci fake, deși nimic nu e fake, practic nu e de aceeași firmă. Exact. E foarte greu să explici unui copil că nu e fake sau că nu are importanță pentru... E foarte greu să îi explici unui copil ca părinte sau să te impui pentru că e mult mai important ce cred ceilalți. Dorința de a dovedi că acel tricou nu e fake. Da, păi cred că ne întoarcem la partea de valori, la partea de competitivitate și presiune socială și așa mai departe. Sigur că sunt aspecte, sunt probleme, adică sunt greu de gestionat de foarte multe ori. Cred că de multe ori cu statutul socioeconomic scăzut, cumva, sunt asociate și o serie de alte neajunsuri, cum adică evident și accesul la educație este mai, poate mai puțin facil, la fel și la diferite alte servicii, ca să trecem dincolo de partea materială propriu-zis. E clar că există și alte probleme care pot să fie de asemenea corelate cu această stigmatizare într-un fel și e clar că noi oamenii avem această tendință naturală de altfel în gândirea noastră de a categoriza. Ne este mai ușor cumva să creăm categoric, să clasificăm, e un fel de economie cognitivă. Și atunci, social, se vede foarte bine acest lucru la nivelul stereotipurilor cumva pe care le avem. Automat, dacă percep că cumva celălalt este dintr-un grup cu mine, este deja mă raportez diferit. Dacă îl percep din altă categorie, inclusiv socială și așa mai departe, poate că mă raportez diferit. Și atunci, sigur că din nou conștientizarea ar fi soluția cumva, dar da, poate să vină și natural anumite reacții de, nu știu, marginalizare, de stigmatizare cumva. Sigur că aici e vorba de intervenții care au loc la nivelul acelui grup, comunități și așa mai departe.
Pentru că vine vorba de modele, vorbeam la început în emisiune că tinerii, pentru că la asta ne gândim, la generația care vine, are modele care nu sunt neapărat cele mai bune sau care, de la care ar avea ce învăța, dar nu prea văd modele din pătura socială de jos. Nu vezi, sau foarte rar vezi că cineva e luat drept model pentru că are o minte sclipitoare, dar este sărac. Mai degrabă ne uităm la cineva care are mai puțină educație, dar are mult mai mult potență financiară. Și aș putea să dau exemple, dar nu aș vrea, aș putea să dau exemple de niște persoane care au fost doi frați, aș vrea să, da, doi frați care nu sunt români, dar au fost idolatrizați de sute de tineri și care s-au dovedit că au probleme și cu legea și financiare. Da, din nou m-aș gândi la modul în care funcționează mintea noastră așa în mod. O să le treacă tinerilor asta, iluzia că e bine ce fac persoanele alea? Acum e foarte important cumva, da, dacă apar anumite consecințe negative. Aici m-aș gândi la anumite studii importante realizate de un alt psiholog, Albert Bandura, care a fost foarte interesat de apariția comportamentelor agresive, în mod special. Și atunci a arătat într-adevăr că impactul unui model era extrem de crescut. Mai exact, studiul s-a desfășurat cam în acest fel. Copiii urmăreau o casetă în care o păpușă era lovită cumva de către actor. Și ulterior s-a observat că ei imitau foarte mult acel comportament. Dacă au văzut că păpușa era lovită în secvența respectivă, urmau să devină agresiv cumva. În schimb, atunci când urmările au fost negative ale comportamentului agresiv, s-a arătat totuși că mulți dintre ei au renunțat cumva sau n-au fost la fel de agresivi ulterior. Și atunci ne putem gândi și la acest lucru. Clar că accentul pus pe consecințele negative ale comportamentelor acelor influenceri care pot transmite idei total greșite ar putea fi o soluție prin care să le mai scădem poate impactul cumva. Și sigur că dincolo de acest lucru e clar că în același timp avem nevoie întotdeauna să punem ceva în loc. Adică dacă nu mai sunt acele modele, să găsim altele cumva mult mai funcționale, mult mai sănătoase. Aș vrea să ne dați câteva sfaturi, mai avem un minut. Ce ar trebui să facem pentru că se apropie perioada sărbătorilor? Dacă nu avem exagerat de mulți bani, cum am putea să îi facem fericiți pe ceilalți sau să ne facem noi fericiți neavând cele mai scumpe cadouri? Cred că din nou ar fi bine să ne focusăm cumva pe proces cumva, adică starea de bine ca și proces, nu ca și un scop în sine. Adică de multe ori noi facem această confundăm cumva scopurile pe care le avem cu, da, cu și cu acele valori importante, lucrurile care contează realmente. Ori e clar că nu știu, să avem relații bune niciodată nu va fi un scop în sine. Sau și atunci, de exemplu, în acest fel putem să mizăm pe timp de calitate mai degrabă decât pe o anumită, nu știu, destinație sau alte aspecte care ne-ar costa mai mult. Banii aduc fericirea sau nu? Cred că, așa cum am văzut, este o întrebare cu un răspuns nuanțat, cumva, până într-un punct am putea să spunem că da, există o corelație între starea de bine și partea financiară, dincolo de care, cumva, o sumă în plus nu ne schimbă semnificativ starea de bine, pentru că mai contează și multe alte lucruri. Vă mulțumesc foarte mult, vă mai aștept pe la noi, vă mulțumesc și dumneavoastră, până data viitoare, toate cele bune, la revedere!